Domnul Marius Motofei de la UPC Business. M-am uitat la ăștia 10 ani și am încercat să înțeleg cum inovația a schimbat lucrurile. Și am descoperit că doar 3 din top 10 companii mai sunt azi în acest top. Da? Este un lucru care trebuie să ne facă mai atenți la modul în care trebuie să ne dezvoltăm business-ul și trebuie să ne facă atenți la impactul pe care dezvoltările sau direcțiile strategice îl aduc business-ului nostru. M-am uitat și la grupul din care noi facem parte, la LG. LG după 10 ani a devenit cel mai mare operator de cablu din lume. Inovația vine din 4 zone majore. Inovația vine din zona financiară, din zona de proces, din zona de produs și din zona de go-to-market, modul în care ajunge produsul sau tot acest pachet la client. UPC n-a ajuns, sau Liberty Global n-a ajuns întâmplător să atingă 60 de milioane de servicii vândute în întreaga lume, ci a ajuns inovând. Și mi-amintesc de poate cea mai mare inovație în zona asta, de go-to-market, am fost primii care am adus noțiunea de bundle în telecom. Bundle-ul care a permis oamenilor să achiziționeze mai multe servicii cu un preț mult mai accesibil. Dacă ar fi să ne uităm un pic la ce a făcut LGI-ul în România, după achiziția Astral și după brandingul UPC, după investițiile majore făcute de, și sunt cele mai mari investiții ale unei companii americane în România, de peste 1 miliard, a ajuns ca în trimestru trecut să livreze cea mai bună experiență de internet. Conform studiilor Ancom, am depășit 115 megabits pe secundă ca average speed în utilizarea internetului fix. Desigur că asta nu s-ar fi putut fără investiții într-o infrastructură proprie și suntem mândri să spunem că avem o infrastructură internațională de Tier 1 sub numele Aorta, pe care operăm în toate cele 12 țări din cele 30 în care avem operațiuni. Drumul ăsta al inovației a fost destul de interesant. Am pornit de la infrastructură, de care am vorbit un pic mai devreme, și am considerat că asta trebuie să fie fundamentul oricărei dezvoltări. După care am adus produse peste această infrastructură, ca în ultimii ani să ne orientăm din ce în ce mai mult către clienți. Am înțeles că lucrurile se pot întâmpla numai atunci când înțelegem cu adevărat ce își doresc clienții. Și eu vă pot spune ce am înțeles noi cu ajutorul companiei Happn despre nevoile de business în CE. Unele dintre ele se traduc și în zona de B2C. Am înțeles că oamenii își doresc să lucreze cu cineva competent. Au trecut vremurile și eu mi-amintesc când făceam prin casă cât o mufă BNC și interacționam pe un chat cu vecinul din bloc. Companiile nu-și mai doresc să facă ele lucrul ăsta. Vor să lucreze cu cineva care chiar se pricepe. Își doresc foarte multă transparență clienții. Vor să știe ce urmează să le livrezi, în ce mod și cum îi afectează chestia asta. Cred că un element care mi-a atras atenția a fost nevoia de proactivitate. Și asta a reieșit în toate segmentele de business. Fie că ne uităm la clienți foarte mici sau la clienți foarte mari. După ce au ajuns să fie împreună cu tine, clienții consideră că este dreptul lor să beneficieze automat de orice tip de upgrade făcut pentru, nu știu, o potențială campanie de achiziție. Vor să fie primii care beneficiază de astfel de beneficii. Produsele, pentru că sunt atât de multe, trebuie să fie simple. Am văzut de-a lungul timpului atâtea produse minunate care făceau foarte multe funcționalități, dar care în realitate deserveau doar niște nevoi de bază. Și clienții înțeleg asta, își doresc ca exploatarea produsului, exploatarea serviciului să fie foarte, foarte simplă. Criza ne-a adus nevoia de flexibilitate.
Da? Vrem ca să ne putem adapta serviciile pe care un telecom ni le furnizează la nevoile reale ale business-ului nostru. Dacă el se restrânge, să pot să fac restrângerea serviciilor fără să am o penalitate. Și tot criza ne-a adus și nevoia clienților de a fi protejați de un risc suplimentar pe care un telecom l-ar putea aduce în operațiunile sale. Și dacă am vorbit despre înțelegerea acestor nevoi, aș vrea să vedeți cum ne-am uitat noi și cum am transpus aceste nevoi în direcții strategice. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră ați avut Sony Walkman. Eu am avut și eram foarte mândru și foarte atașat de device-ul ăla. Cu toții ne-am întrebat de ce Sony n-a făcut iPod. Sau ne putem întreba ce s-a întâmplat în 29 iunie 2007 la lansarea iPhone cu Nokia. Păi o să vă spun eu ce ni s-a întâmplat. Sau ce li s-a întâmplat. N-au înțeles că o inovație, dacă nu devine o platformă, devine commodity. Ceilalți au înțeles această nevoie și ăsta este motivul pentru care au ajuns niște companii de succes. Noțiunea de ownership, de a avea cu adevărat lucrurile în ograda mea, atât în experiența de utilizator casnic, dar mai ales în cea de business, devine din ce în ce mai pregnant. Mă uit la CD-urile pe care le am încă acasă și la care n-am mai umblat, doar le șterge cineva care vine și îmi face curat de praf din când în când. Nu le-am aruncat. Dar sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră n-ați mai băgat un CD și ați apelat la fel de platforme. Deci nu mai vrem să avem lucrurile astea în casă. Companiile nu mai vor să aibă serverele lor. Vor să exploateze capacități și să-și adapteze rapid nevoia de business fără să trebuiască să investească într-un IT propriu sau un upgrade de hardware. Asta ne duce spre direcția de cloud pe care o vedeți acolo. Și ea trebuie să fie foarte potrivită, trebuie să fie, cum spun croitorii, tailor-made. Da? Atunci când mut lucrurile în cloud, sunt cumva speriat de modul în care pot să accesez acest cloud și dacă am o conexiune care nu mă va lăsa. Și simt nevoia să fiu permanent conectat. Pentru asta operatorul, UPC în cauză, trebuie să manifeste disponibilitatea prin oferta sa de a asigura acest tip de conectivitate, indiferent unde se află clientul. Și pentru că vorbim de date și pentru că există o grămadă de discuții în jurul confidențialității, companiile simt nevoia să aibă noțiunea de securitate împachetată cu tot ceea ce livrăm noi. Diferența față de direcțiile astea pe care sunt convins le cunoașteți și poate unii dintre dumneavoastră le îmbrățișați în companii, noi ne propunem să facem mai mult. Și zona de do more se regăsește niște lucruri palpabile pentru clienții noștri. Avem, cred că, cel mai rapid termen de instalare și nu o spunem noi, o spun organismele abilitate, în 2 zile un client UPC sau un viitor client UPC devine operațional. Avem cea mai bună experiență Wi-Fi cu Connect Box. Experiența de care clienții SOHO din business se bucură din plin, cu o penetrare de aproape 70% în achiziții și 30% în bază. Prin lansarea Horizon am adus încă o dată o tehnologie inovativă pentru clienții din zona Horeca și clienții de tip SOHO. Dar cred că cel mai important este să menținem contactul cu clienții. Și indiferent de tipologia de client, noi am dedicat permanent un account manager care să stea aproape de nevoile lor și să ne asigurăm că suntem acolo de fiecare dată pentru acest client. O să vă arăt despre, tot așa, câteva cuvinte despre o soluție care este în trend, o soluție de securitate împotriva atacurilor de tip DDoS, Distributed Denial of Service, despre un produs pe care l-am lansat recent, Virtual Fabric, și cum el este inovativ într-o piață în care
există produsul ăsta și un pic despre o industrie specifică, industria de ospitalitate. Sunt foarte multe lucruri de spus despre Smart City. Vorbeam cu cei din Constanța care au făcut un studiu de fezabilitate și ne-au spus că au 168 de inițiative. 168 de inițiative. Și cum decideți? Vă interesează să faceți economii la buget? Să vă uitați cum să faceți saving-ul ăsta? Deci vă uitați la costuri? Vă uitați la cum să interacționați cu cetățenii? Vă uitați la elemente de risc pe care vreți să le evitați? Nu, ne uităm la toate. Ok, și cum vreți să o faceți? Păi nu știm că de-aia vrem să veniți dumneavoastră aici. Și atunci ne-am spus ce știm noi, ca operator care prin infrastructura a fost în spatele multor experiențe de genul ăsta. Și o să vă dau doar un simplu exemplu. La Anver, care a fost anul trecut orașul Internet of Things, LG a fost compania care a susținut prin infrastructură acest proiect. Noi suntem acum sub pământ în marile orașe. Am fost într-o prietenie aeriană cu stâlpii și e bine că suntem în pământ pentru că am eliberat stâlpii pentru a face ceva cu adevărat important în ideea de Smart City. Nu o să reiterez toate lucrurile pe care le putem pune pe stâlpi și care sunt mai ușoare decât cablurile de acum. O să vă spun doar că este o acțiune foarte simplă, foarte directă. Există acel produs pe care îl vedeți acolo, există platformele din spate și este nevoie doar de decizia și alinierea tuturor operatorilor și instituțiilor publice ca să nu facem lucrurile diferit. Vorbeați de un operator care a lansat niște direcții într-un anumit oraș, sunt și alții. Cred că nevoia de aliniere este cea care ne va face cu adevărat să ajungem acolo unde trebuie și să nu avem o divizare ineficientă. Vreau să vă dau un flavor despre ceva ce există și sunt convins că ați întâlnit prin alte orașe, în poate hoteluri de 4-5 stele și puteți să găsiți și într-un hotel din România, din București. Ce am descoperit noi uitându-ne, cred că acum 5 ani, la industria hotelieră, dincolo de faptul că revenea pe creștere și vorbeam chiar recent cu cineva încercând să-mi rezerve o cameră și mi-a spus, zice, Marius, în 10 ani n-am mai avut o încărcare atât de mare, în condițiile în care infrastructura de ospitalitate s-a dezvoltat enorm. Oamenii însă vor să se simtă ca acasă la hotel și nu să aibă o masă caldă și să nu fie, nu știu, într-un mediu ostil, dar vor să-și aducă experiența din casă în hotel. Vor ca smartphone-ul sau tableta să interacționeze cu sistemele din camera hotelului așa cum poate o face acasă. Vrea să poată să interacționeze cu prestatorul de servicii prin intermediul televizorului, să-și facă push la conținutul de pe TV, să controleze temperatura, lumina, access controlul, da, accesul în camera de hotel și asta o poate face cu ajutorul integrării dintre soluția noastră și BMS-ul existent în hotel. Îl găsiți la grupul Ancor, la Crown, dacă vă interesează. Este un sistem integrat care îți dă o experiență de VIP dintr-un hotel de afară. Vă spuneam de un trend, da? Vorbeau colegii mei dinainte despre Internet of Things, vorbind despre Smart City, înseamnă foarte multe device-uri expuse. Și o să vă spun doar despre un lucru întâmplat în 21 octombrie anul ăsta, virusul Mirai, care aproape a dat jos Amazon. Și s-a întâmplat cum? Foarte simplu. Niște oameni au accesat niște echipamente conectate, echipamente smart, de tipul Internet of Things, și au reușit să transmită printr-un volum foarte mare de echipamente un atac către o serie de ținte pe care aproape le-au dat jos. Este o evoluție deosebită în zona asta de atacuri, determinată tocmai de explozia tehnologiei. Și trebuie să avem grijă ca, în primul rând, să păstrăm, să securizăm ce am construit, ca după aia să
explorăm și alte direcții. De aia competiția lucrează puternic. Alibaba nu doarme niciodată. LGI are cea mai mare capacitate de curățare a traficului pentru un anumit tip de incident, oricare ar fi ăla. Și dacă ar fi să ne uităm la unde este average-ul pieței, este undeva sub jumătate din această capacitate. De la anul vom dubla cei 80 de giga și ne așteptăm ca serviciile prestate la nivel internațional, inclusiv în România, începând de anul ăsta, să asigure această dezvoltare a celor alte lucruri pe care cu toții ni le dorim. Și mai am un slide care vă vorbește despre cum Virtual PBX poate să fie în continuare o inovație. Ea poate să fie o inovație prin segmentul pe care le adresezi, prin canalul pe care îți propui să vinzi. Și produsul nostru este un produs dezvoltat de la zero. Nu este un produs luat de pe piață și integrat într-o platformă LGI sau UPC. Este o experiență de construcție la care eu personal am participat